Abonează-te chiar acum! O să mărturisesc câteva aspecte din viața mea când am fost vindecată prin credință, pentru că e nevoie ca poporul să se întărească în credință în vremea aceasta, să umble în credință, în cuvânt, în adevăr și în Duh. Aceste trei lucruri sunt ca o funie împletită în trei, care te leagă de cer pentru totdeauna și nu mai poți să cazi de acolo, dacă te ancorezi bine. Într-o prejurare, când am plecat, o să încep din anul 2000-2001, când am descoperit că am virusul C, practicat, și Dumnezeu îmi cerea în același timp, vinde tot ce ai și urmează-mă. Vinde tot ce ai și urmează-mă. N-am înțeles în primul an, mi-a fost foarte greu, după 21 de ani de credință, de Craiova, de viața mea, de misiune, de activitate creștină, să vin în cerea, să vin în Dăbuleni, unde sunt la ora actuală, din 2001, aici fiind soțul meu și rudele soțului meu. Și Dumnezeu mi s-a revelat prin capitolul din Isaia 58, când vorbește despre adevăratul post, de aici a plecat cuvântul de revelație care m-a condus în această lucrare mai departe. Și vorbea acolo, zice, noi postim. Venim înaintea lui Dumnezeu cu stările noastre și ne luptăm așa cum suntem și postim, dar am dres părturile. Părturile. Și Duhul lui Dumnezeu vorbea. La vremea aceea mi-a vorbit inimii mele și în seara aceasta vorbește inimilor voastre. Abonează-te chiar acum! Soră și frate, a zis fratele de Rambon, zice, postești și te rogi, dar postește ca să placă lui Dumnezeu? Ai dres părturile între tine și rudele tale de aproape. Ai dres părturile, zice, dintre tine și rudele de departe, dintre tine și copiii tăi. Și Florin, al meu, era plecat de vremea aceea, era plecat de acasă. Deci era între mine și el, nu era, mai era așa o relație. Părinții care îl cunoști, da. Adrege spărturile înseamnă deci ați reface relațiile cu cei dragi ai tăi. Soprii mei care erau la țară și datorită împrejurărilor, ca în urmă, că ei nu m-au vrut pe mine în această căsătorie, în acest punct cu soțul meu. Pentru că atunci când noi ne-am căsătorit, el m-a luat cu doi copii, primul meu soț era bureștean, a murit și el după 3 ani și nu m-au acceptat, asta este ideea. Și am avut mari probleme și mari necazuri și gândiți-vă că în momentul în care Dumnezeu mi-a cerut, vinde tu ce ai, urmează-mă și du-te acolo la ei, că nu tu te vei întoarce la ei, ci ei se vor întoarce la tine și vor vedea că te-am iubit. Am zis, Doamne, mi-e greu, tată, mi-e greu. E greu să mă duc acolo în mijlocul acelor lupte, tu știi din ce am trecut și eu și copiii mei, datorită lor. Dar dacă e pentru tine, dacă e pentru lucrarea ta, mă duc. Mie nu-mi trebuie casă, nu-mi trebuie pământ, nu-mi trebuie nimic, eu te vreau pe tine. Dacă nu te am pe tine, eu nu pot să trăiesc. Și vă spun că am acceptat. În momentul în care am acceptat, a zis Dumnezeu așa, tatăl meu ceresc, că el e tată orfanelor, eu fiind orfană. Nu cunosc părinții. Și mi-a zis, fiindcă ai acceptat, eu vă binecuvânta, deci binecuvântarea ta vă mulțim sutit. Și apartamentul care l-am avut în Craiova, mărturisesc pe slava Domnului, l-am primit în credință de la Domnul. Mi-a dat bani, deci nu eram acasă, când cineva mi-a lăsat în casă și l-am cumpărat. L-am cerut din mâna Domnului, așa m-am lăsat rugul Domnului. Tată, eu știu că părinții agonisesc pentru copii, așa am găsit scris în cuvântul tău, eu n-am un tată, n-are cine agonisit. Având în vedere vremurile care stau în față, dacă știi că vreodată mă voi întoarce la socrii mei, să nu mă dai de rușine să mă întorc cu mâna goală. Eu cer casa asta de mâna ta. Și pe o lună de zile Dumnezeu mi-a dat bani și am împărat apartamentul la vremea aceea. Slavă Domnului! Și a venit timpul că Domnul mi-l-a cerut. Vine tot ce ai și urmează-mă. Și atâta mi-am dorit ca orice femeie, să am o casă, nu? Căsuța mea, zic, am de vedere cu chirie, pe colo, pe colo. Și când mi-ai dat-o câțiva ani, am pus-o la dispoziția Domnului. Ei pot mărturisi, casa mea era casa Domnului tot timpul. Oricine venea zi și noapte, nu eram cu ea. Și atunci ce era? Exact ca Isaac, el a dat și după aia el a luat. Mi se mocătare prin Duhul, că Dumnezeu câteodată dă un dar, apoi îi cere ca jertfă pe Sfântul tău altar. Mi-a fost greu, nu să mă rup de casă, ci de viața mea.
după 21 de ani de Craiova, nu? De misiune, în închisoare, azil, spital, toate lucrurile astea, frați, surori, era biserică de 14 ani acolo, biserică în Craiova, să vină aici în Uscăciune. A venit și a cercetat lucrurile prin credință și nu era nimic. Era o familie cu copii, nu era biserică, pentecostală, nu era nimic, nu era nimic și a zis, tată, e prea mare cetatea asta, e cât 5 cetăți. Dar bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri. Ia, în primire 5 cetăți, eu credeam că acolo sus, dar nu e aici. Trebuie să sărgești totale. Și am venit prin credință, ajung la lucrarea de vindecare. Când am venit aici, eu deja eram bolnavă. Răjmașul a pregătit un plan să mă atace, fiind între toți acești oameni care nu mă voiau, deci respingerea lor. Au început tulburările, certurile, discuțiile. Mi-am pus la dispoziție ce Domnul mi-a dat și am făcut acolo ce era de făcut, strictul necesar să putem locui. După care au zis, ieși și pleacă. Poți să ieși să pleci, era o bătrână prin care vrăjmașul o folosea, bunica soțului meu, poți să ieși să pleci. Nu avem nevoie de tine. M-am zis, tată, eu și așa nu am nevoie de casă, spune-mi ce să fac. Și a zis, Domnul, zice, nu ia te prigonește. Eu am găsit acestui duc ca să te scos, să-ți dau binecuvântarea. Pentru că tu ai zis că nu vrei casă, nu vrei pământ, dar eu vreau să te binecuvântez. Și ce să fac? Nu știu, și am stat o lună înaintea lui Dumnezeu, cu Duhul mânit în casă, pentru că nu ar fi înlocuit cu ea acolo. Și după un an și o lună a scos Dumnezeu din mijlocul lor, dar în timpul acesta și-a prostăvit numele și a făcut adunare, a scos pe un băiat, pe Gelu, a scos o familie cu 11 copii, a scos pe fiul meu Florin, m-a întors și a făcut Domnul lucrarea, înțelegeți, după care pe mine m-a scos și m-a dus acolo. Dar înainte de a mă duce în Italia, vreau să zic că am ajuns ca mediu. În cele lunile care am locuit acolo și am văzut că s-a muncit și mediu care era stresant, într-o noapte, la ora 3, am făcut o colică renală, pe care le făceam foarte des, eram obișnuită cu ele, una, două cu salvarea, una, două cu salvarea. Și într-o noapte, la ora, de pe venisem la ei, la ora 3, am făcut o colică renală foarte puternică. Și de la ora 3, m-a luat din somn frisonul, am un frison de, mă iertați, mi-a sărit și dinții din gură, că aveam o lucrare suspusă, s-a deșimentat deja atâta, așa, am vomitat. Și până la 7 dimineață, 4 ore, ca femeia în durerile nașterii, nu puteam decât să zic, Iisuse, scoate-mă de aici, scoate-mă de viitoare, trebuie să născut viitoare, nu mă dă de rușinea lor. M-ai adus aici numai la de rușine să arătă de Dumnezeu, nu. Eu mă cred în tine. Atâta putea să mai zică, noaptea mi se vorbesc de durere. Și la 7 dimineața mi s-a luat orice durere. Când n-am avut niciun avocat mine în casă, mi s-a luat până ziua de azi, vin să fie Domnul Ionore și cea acolo de renar. Dar, în schimb, acea luptă m-a sleit, acea durere m-a sleit în noaptea aceea. Și săptămâna aceea n-aveam putere, nu mai aveam putere. Aveam călduri și nu mai aveam putere. Ce s-a întâmplat? A recidivat virusul care era în corp. După ce mi-am revenit, Dumnezeu m-a învățat și ce să mănânc. Am mâncat mai salată de varză. Era în februarie și era prin solare, era zăpada pe ea și așa de dulce mi s-a părut. Făceam câte un pic de salată cu coajă de pâine ca să pot să trăiesc, cum s-a zis. Doamne, ce să mănânc, că nu puteam nimic. Și m-am dus la spital la Craiova, numai să-mi fac analizele, vă mărturisesc, numai să-mi fac analizele, să văd ce am și cum stau înaintea lui Dumnezeu. Să mărturisesc minunile lui Dumnezeu. Și doctorul când m-a văzut, m-a luat tare și a zis, cum e posibil să stai până ultima clipă, 80% din ficatul tău nu mai funcționează. Doar 20%. Cum ai putut să stai până ultimul ăsta? Zic, dar nu mi-a fost rău așa, oboseli am avut stări. M-a mai durut un pic pe aici pe acolo, dar am zis că nu, de oboseală, de fierea, că aveam cu fierea mereu probleme, nu mi-am dat seama. Zice, spar dosar, a zis profesor, și te trimite la Colentina, spar biopsie, pentru că ești într-un stadiu, nu garantezi nimic. În momentul acela, i-am spus, domnul doctor, eu nu ignor medicina, nu ignor nici pe dumneavoastră, deci profesia noastră, că nu veneam. Eu am venit să fac analizele ca să știu cum stau înaintea lui Dumnezeu, eu după o viață spirituală. Că m-a găsit în pat, în genunchi rugându-mă, era ce face aici, prozelitism. Toți studenții erau acolo, le-am dat noi testamente și le-am spus de Dumnezeu, și ce faci tu aici? Și zic, fac ce tata m-a învățat. Deci eu am și o Biblie acasă, zic că o aveți, dar dacă nu o citiți, nu vă supărați, o cer cu ea neagră. Și atunci zice, bine mă, zic, nu faceți dosar că nu mă dau. Și zice, bine să văd ce face Dumnezeu tău.
acasă și am început să mă rog înaintea lui Dumnezeu. Am mai trecut o lună jumate, m-am dus și mi-am făcut doar vitaminele. Mărturisesc că doar acela m-am făcut, atât a durat refacerea mea. Mi-am făcut de 5 ori toate vitaminele, B-urile, vitamina C, perfuzii, deci calciu, glucoză, toate astea, numai pentru întărirea imunității. N-am primit niciun tratament pentru virusul C. Nimic. Am mers prin credință. De aceea, când vreți ca Dumnezeu să vă vindece, trebuie să rămâneți pe drumul credinței. Amin. Vede că dacă mai mă duc și la... Gândi-e Domnul să ajungem, vezi și la medic, ca să fie o mărturie după aia. Apoi, a cincea oară când m-am internat, era în ajun de Crăciun. Eram la spitalul numărul 2, la Craiova. Și eram într-un salon rezervat cu o doamnă din fratele la care s-a dus. Și avea și o fată de 16-17 ani. Irina a dormit cu mine și tamna noaptea aceea. Și toată noaptea am stat cu ea de vorbă. A venit doctorul a doua zi și mi-a zis, mai du-te și tu pe la saloane, mai ridică și pe ăștia moralul când ziceți muribunți pe aceea. Așa a luat medicul Zărbițu. A văzut că Dumnezeu nu e cu mine. Am fost ultima internare, mă resc pe Domnul pentru asta. Am plecat acasă. Când am ajuns acasă, bătrâna mi-a zis, n-ai murit? Bă, credeam că mor, canceroasă, m-a făcut în tot felul, dar eram plină de bucurie că Dumnezeu nu era cu mine. Am făcut analizele, toate normale și mi-a zis așa, a vrut Dumnezeu prin gura lui, de azi încolo, ești doar purtătoare de virusul C. Ești în afară de orice pericol. Toate analizele sunt bine. Bun, asta a fost una din marile, mi-a spus Domnul că ăsta e cuptorul credinței, că voi trece. Una din marile încercări. Apoi am fost, în același timp, am fost operată de coloană. Deci aveam mari probleme din tinerețe cu mijlocul. Dacă mă plecam, așa rămâneam. Dacă scutura ceasapul, așa rămâneam. Dureri și tot felul. Ziceau că e discopatie, lombară, că e, mă rog. M-a pus și o lovitură la bazin și era o gaură cât un sâmbure așa de prună mare. Și într-o noapte m-am încurcat și dimineața mă dam încoate de durere din pat până mă mișcam. Și am plâns și am zis, Doamne, te rog, eu nu mă duc la oameni. Nu numai pentru că nici nu mă încred în tine, tu mi-ai promis că nu mă vedeți mai niciodată. Dar nu am nici posibilități, că oamenii dacă te duci la ei, știi ce vreau. Și nu vreau să mă lași pe mâna oamenilor. Nu vreau să mă lași vreodată, nici pe mâna celuilor, nici a oamenilor. Și mâna ta, că tu ești milos, fă ce vrei cu mine, numai să fiu a ta. Și noaptea aia m-am culcat plângând și am zis Domnului, Doamne, tu poți, dacă tu vrei, tu poți să mă vindeci. Că nu mai pot, atâta durere la spate, era dureroasă. Și aveam nevoie să muncesc. Și în noaptea aceea, Domnul m-a operat în somn. Lasă că nu glumesc, m-a operat în somn. M-a operat, s-a prezentat Domnul și m-a operat. Era, uite cum e masa asta mai lungă, deci era o rezervă, totul alb, și acolo era o lungă, o masă, pur și simplu. Puci așa par pe ea, o asistentă în halata și mi-a zis, așează-te aici. M-am așezat acolo, pe partea dreaptă așează-te. M-am așezat pe partea dreaptă, a fost un ceașa peste mine și a zis, dar era atât de real, eu zic că a fost vis, dar a fost atât de real, că de fapt a fost o realitate. În lumea spirituală, ca să înțelegi, s-a întâmplat. Și așteptam să văd ce se întâmplă. Și la un moment dat a intrat un medic tânăr în halata de vârsta Domnului Iisus, ca să înțelege. Deci era tânăr. Nu avea chipul, noi ne imaginăm că Domnul a trebuit să fie așa, așa, dar și cu tine mai tânăr. Dar era un medic care a venit și a întins mâna, n-a zis nimic. I-a întins mâna la asistentă și cerea. Bisturiu. La mână, fire, scutat. Și a început să lucreze aici, am simțit. Nu mă durea, dar simțeam cum curăță, cum face, cum simțeam tot. Înțelegeți? Așa. Știam că aici am dreptul unde lucrează o gaură, ceașaf, că eram toată acoperită și că el acolo lucra. Mă minunam de modul igienic în care lucra, nu? Numai. În sfârșit, după ce a terminat, a stat puțin și el la capul meu, dar eu îi vedeam, cu toate că eram pe dreapta, dar eu îi vedeam că sunt la capul meu. Deci în duhul vedeam lucrarea. A plecat el. Vedeai de sus, în jos. Nu, îi vedeam normal. Este că, deci eu eram pe partea dreaptă, dar eu vedeam că ei stau la capul meu. Nu, păi ei vedeam în Duhul. Nu îi vedeam cum vedem noi oamenii. Că... Uh-huh. Eram în Duhul. Și mi-a arătat lucrarea în Duhul. Și a plecat el. Medicul a plecat, m-a privit și a plecat. Și a rămas. A rămas, a stat și a ieșit și ea. Eu am stat, a
a stat și la un moment dat zic, dar eu ce mai stau aici? În numele lui Iisus mă ridic vindecatul. Slavă Domnului! M-am ridicat și a doua zi că m-am sculat din pat, până ziua de azi să-mi vedeți așa cum sunt, slăviți să fie Domnul. Amin. Și a lucrat Domnul ca mărturie, după aceea, când am cerut ce să fac, că mi-a zis Domnul că trebuie să mă binecuvânteze, că m-a dat și binecuvântările de care am nevoie pe pământ, m-a trimis în Italia și am muncit 7 ani la o bătrână, care am ridicat-o în brațe de colo-colo, pe căruț, spune un video, spală-o colo ca dovadă că eram vindecată, vă dați seama, că am spus să ridici o bătrână care am putea să scutură nici așa, pentru că m-a făcut durere. După 6 ani de lucru aici, a treia vindecare, care vreau să mărturisesc, a fost diavolul, am lucrat în puterea Domnului, în numele Domnului, cu toată dragostea. Am stat închisă 6 ani în camera aceea cu bătrâna muribundă, care avea Alzheimer. Și le-am făcut toate cu Domnul. Și tehnica medicală și tot ce m-a învățat Domnul, îi făceam zilnic injecții în burtă și toate, tot ce m-a învățat Domnul era spre slava Lui. Și oamenii aceștia au văzut lumina, nu plecau din casă, ce spune, dai binecuvântarea, dai binecuvântarea. Așteptau ca niște copilași, mi-era milă de ei. Am văzut viața, puneam viața mea cu Dumnezeu, hotărârea mea. Și după 6 ani, înainte de a mi se întâmpla, la 11:20 noaptea, într-o seară, fiind la rugăciune, că treceam miez de nopți, eu la 9 terminam lucru și mai făceam ce făceam sau mă suna câte cineva, dar întotdeauna miez de nopți treceam cu Domnul. Măcar o oră aceea de rugăciune care vorbim la azi. Măcar o oră. Tot eram obosită. Ca să n-a Domnul, nu stăteam pe Domnul. Mă plimbam în casă în picioare ca să pot să mă rog. Și pe la ora 11:20 mă rugam cu o surioară care era în Franța, cu care am lucrat 10 luni cu ea, ca tot la Domnul. Și am simțit o revărsare de duh în noaptea aceea, o noapte înainte de a face infartul. Am simțit, deci, o revărsare de duh puternică, ce nu mai trăisem. Pe mine era, m-am lăsat pe genunchi și am simțit că a intrat în mine, înțelegeți, parcă și măduva oaselor am zis că a intrat. A fost ceva care m-a copreșit, m-a topit, nu mai aveam putere. O stare, nu știu să o explic în cuvinte. Și am zis, ceva se întâmplă cu mine, o putere mai mare decât am cerut și nu știu pentru ce mă pregătește Domnul. A doua noapte, prăjmașul m-a cerut, a vrut să-mi ia viața. Bătrâna pe la două noaptea, s-a sufocat ca de obicei în somn, a intrat saliva pe traversă și s-a sufocat, m-a dus la ea și atât de mult s-a sforțat, atât de mult încât a leșinat, că n-au avut putere și s-a spurs în mâinile mele ca o cârbă, nu? Și fiind pe jos parchet, cu ceară, s-a dus și n-a mai putut să o ridic. A fost imposibil, pentru că era rigidă de fapt, dar atunci n-am putut. Și m-am luptat cu ea vreo 2 ore, vă spun sincer, m-am luptat. Ca să nu mai deranjez pe fie sa care sta peste stradă să-i fac atac de panică, zic, trebuie să pot să o ridică. Nu era mare așa ca greutate, dar fiind așa, am putut. Am încercat cu patul, fugea patul, am încercat cu căruciorul, nici cu căruciorul. Până la urmă am simțit că mă roșesc toată și nu mai am putere și curg apele pe mine. Am lăsat-o jos, am pus o pernă sub ea, am pus pătură sub ea, am venit-o, mi-am revenit eu, am chemat-o pe fie sa. Așa și dimineața am pus-o la loc, în sfârșit a trecut momentul acela, dar am trăit niște emoții foarte puternice. Pentru că e o responsabilitate, îți moare omul în mâinile tale. Da. Veneau la a doua zi, cea că n-ai fost atent, ai omorât-o tu, cine știi, că erau și niște oameni foarte pretențioși. Oameni catolici, foarte drepți și foarte corecți, dar era vorba de mama, a zis, te împuși pe cea, avea cușcă, dacă vă după ceva. Și am trăit un șoc emoțional foarte puternic și mi-am obosit mușchiul, inimile, atâta. Dă-i s-o ridic. A venit ea, am pus-o așa. Ziua următoare am lucrat, dar am simțit o indispoziție, o stare de vom, o ceva, nu mi-am dat seama. Seara am încheiat, din nou am ridicat-o, am pus-o la culcare și la 10 noaptea mi-am făcut duș. După care, în timpul dușului, am simțit că mă înțeapă mâinile, picioarele, mă moroșesc și nu mi-e bine. M-a luat durerea în piept. M-a luat o durere în piept și în spate. Am încercat să mă pun în pat, nimic. M-am pus în toate pozițiile, nimic. Nu mai trăisem așa ceva. Mă ținea în piept și în spate. Rău. Am început să mă rog. Pe la 10 noapte a început. Am stat toată noaptea prin bucătărie, prin casă și așteptam Iisuse vină la mine. Iisuse nu mă lăsa, nu mă lăsa pe mâna oameni, sunt o țară străină, nu mă lăsa. Eram conștient de ceva, că am și o școală de surorică. Asta e o dome de impact. Dar nu primesc.
care nu le primesc. Domnul nu mă va lăsa cu niciun chip. Și atât am luptat de la 10 până dimineața spre ora 5, până buzele mele negrise deasupra, deci stai în picioare și greu, nu puteam să respir. De dimineață, iată-mi, zice, ce m-ai chemat mai devreme? Am chemat-o pe doamnă și m-a dus la urgență. Când m-a dus la urgență, zice, ce te bine? Ai făcut infarct. Pe picioare, pe picioare, ai făcut infarct. Și eu am zis, eu n-am făcut niciun infarct. A enervat doctora de gardă, zice, ce tu ne vezi pe noi? Adică, cum? Ai cardiopatie ischemică, ai făcut infarct. Nu am nicio cardiopatie ischemică. Eu n-am căzut, n-am leșinat, n-am avut nimic. Am respirat greu, dar nu. Și n-am primit. Să știți, contează mult să nu primești. Realitatea era, exista, aparatele vorbeau. A fost un infarct pe picioare. Ați înțeles? A fost. Dar credința a răsturnat. Credința răstoarnă munții, izvodirile minții. A răsturnat. Am zis, eu n-am făcut niciun infarct. M-a internat, a stat 5 zile în spital, mi-a făcut toate procedurile, m-a dus la spital, mi-a controlat arterele, să vadă cum s-a stupat. Slavă Dumnezeu, nu erau așa. Ei, a rămas foarte slăbită pe plan emoțional de la asta. Au căutat altă femeie, a trebuit, am venit acasă și ce vreau să vă spun, că să fiți încredințați că în momentul când sunteți bolnavi, în momentul încercării, avem îngeri care ne slujesc. Domnul ăsta lângă mine, n-am avut pe nimeni. Ziua lucram cu băbuța, nu m-a ridicat. Nu m-a mai, le-am spus, a spus doctorii, nu m-am voie să ridic. Dar îi făceam tabieturile să mănânce toate alea, mă ajutau și ei prima săptămână, dar după aia nu. Ziua făceam, dar noaptea vedeam, era lupte și din utru și în afară. Gândul morții, dacă mor într-o țară străină, când mai văd familia, după 6 ani, vă dați seama. Tot felul de lucruri și ce să vă spun, nu am cuvinte. Și venea, tu cu Domnul și mă ajuta numai cu cuvântul, tu le-ai spus, dacă tu nu mă ajuți, tu ești Duh de viață, de putere, de tărie, care strigă, Ava, Tată, te chem pe tine, nu mă lăsa, știu că nu mă vei lăsa, eu am credere în tine și mărturiseam, nu mai am putere să mărturisesc, mai vorbesc. Și dimineața, deci a trecut așa vreo lună jumătate. Ce vrei, am înțeles, Tată, tu vrei să plec acasă, a venit vremea să plec. Atât ai îngăduit. Cam știu de că m-am dus acolo, că voi avea ceva, o încercare de genul ăsta scurtă, ca să plec în România, nu va fi timp. Și luni mi-a fost rău, iar mă ridicam, mă rugam, iar reveneam, mă rugam și cu sora Dana de la poștă, mai usuram. Marți mi-a fost iar rău și la prânz, la ora 1:30, m-am pus pe genunchi și am zis, Duhule Sfânt, dacă tu nu dai viață cuvintelor care eu le mărturisesc, eu nu mai pot. Deci nu mai pot să vorbesc. Nu mai aveam putere. Nu am slăită de putere. Corpul meu de se lupta, nu mai avea putere. Și am zis, în momentul ăsta, aleg să fac voia ta, tată, mă plec acasă. Nu trebuie nimic. Nu mai vreau nimic. Soțul meu așa, mai stai. Dacă poți, eu nu mai pot. Zică, nu mai am nici putere și nu mai vrea Dumnezeu. Și în momentul care am zis că, da, Doamne, am decis cu toată inima, hotărârea contează. Am decis, am înțeles voia ta și o accept, mă duc acasă, mi s-a luat cu mâna tot. Deci, în momentul ăla, durerea, greul, povara, tot. Și a simțit o bucurie, sunt pe Reli, sunt pe Dana, gata, plec în România, plec acasă, Domnul m-a vindecat. Una s-a bucurat, a doua s-a bucurat, prin sora Reli a venit Satana. Ce? Tu nu ești sănătoasă? Cum să pleci în România? Să mori acolo? Tu mori acolo. Tu ești bolnavă. Ai cardiopatie ischemică. Dai seama ce înseamnă asta. Așa a zis. Dai seama ce înseamnă. Și așa un duh m-a presat 40 de minute. Nu se poate, ești bolnavă. Vino, că te duc eu la doctor, că am relații. Te duc și să-ți faci o pensie, să-ți faci șomaș. Soră, oprește-te. Nu vreau pensie, prefer sănătatea, nu vreau șomaș, vreau nimic. Vreau acasă cu Domnul. Atât vreau. Și voi face ce zice Domnul. A trecut după o lună, nu a trecut, deci în timpul ăsta, până am plecat până la vestare cineva, nu? A trecut. Am fost pe 7 iulie, infarctul, și am plecat urmă în septembrie acasă. Vă dați seama. Dar după o lună de zile s-a repetat. Am simțit o senzație ușoară, la fel ca în seara când am făcut infarct. Asta s-a speriat, m-a dus repede la urgență. Atunci mi-a spus, până atunci nu mi-a spus.
Atunci mi-a spus, zice, ce te miri, ești încă slăbită. În noaptea aceea tu ai făcut un infart. Și am zis, eu n-am făcut un infart. Zice, ai o stare de anxietate în corp, ai teamă. Nu am teamă. Nu am teamă. Doamna m-a adus că e teamă să nu mor la ea acasă. E frică că îi se întâmplă ceva. Mie nu mi-e teamă. Dumnezeu mi-a promis că mă voi întoarce acasă. Mi-a dat carnadă de război viața mea. Eu mă întorc în România. Noaptea am avut un vis și am visat că în fața mea era o apă mare, 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 cât vezi cu ochii la infinit. O mare ca de cristal, de limpede, limpede, frumoasă, ca de sticlă. Ca de sticlă. Eu eram de malul ăsta, dar știam că trebuie să ajung pe malul celălalt. Și am luat-o cu viteză, cu viteză luminii. Nu aveam bagaj, nimic. Dar cu viteză, în lucru, deci. Și mergeam așa. Și la un moment dat, pe la jumătate, i-am zis, pe eu n-am niciun bagaj, n-am nimica. Și am văzut un fir. Am văzut un fir de macrame, nu de macrame, de lână din aceea moale, groasă, fir de lână, așa, si de fat, răsucit avea. Zic, unde duce firul ăsta? Mă uit, era în urma mea un ghem atât de mare. Ăsta le-am zis. Era firul vieții mele, era ghemul, era firul vieții mele. Și marea s-a făcut roșie la un moment dat. S-a făcut roșie, roșie. Și am trecut pe malul celălalt. Și am visat pe sora Maria Dodu, pe care eu cunosc, care a murit în Spania. Se făcea că eram eu pe niște cămăruțe, pe la baie, căutam pe la baie și am găsit-o. Ea era cu spatele, nu m-a privit. Dar pe mine m-a îngrozit asta în vis, că știam că a murit în Spania. Și a venit iar gândurile. Aoleu, a murit într-o țară străină, dacă mor într-o țară străină, că vrăjmașul, asta vroia. Doamne, ce vrei să-mi spui? Astea două părți au avut visul. Partea cu ghemul, nu? Cu marea și partea cu ea. Și am zis, Doamne, care e? Ce vrei să-mi spui? Și am zis așa, zice, da, ea a murit într-o țară străină, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta. Mi-a dat și cuvânt când îi zice lui Pavel, că zice, pentru mine e mai bine să rămân. Așa, da, pentru voi. Și nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Și am avut încredințarea că mă întorc acasă cu bine. Mă înțelegeți? Și am venit acasă la 10 luni. După ce am venit acasă, am făcut criză de fier, mă duc la adunare la Craiova și mi-am găsit pietre la fier. Am făcut iar frison, vomitat, rău, 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 de la fiere, colice am făcut puternice. Și m-a dus la spitalul militar și m-a operat de urgență. Mi-a scos fierea afară. După 3 săptămâni de la asta, fac tensiune mare. Am mers din una în alta, vă dați seama, deci trupul, după ce abia să se refacă, nici 10 luni, să faci o operație, după operație la 3 săptămâni, nu, să faci tensiune și să-ți spună că toată viața trebuie să iei pastilă de acum, că tu ai tensiune mare. Eu care am zis numai tensiunea mică toată viața. Și de ce fel? Una după alta, am fost la curățirea după cei 6 ani, cei 6 ani. Și cuptorul credinței. Și atunci a fost luptă mare. Și acasă când am venit, venea emoția, nu urca pe scară, că dacă facea infarct, dacă nu știu ce, în sfârșit. În 2 ani, aproape 2 ani a durat să mă refac cu adevărat, să nu mai... După jumătate de ani am biruit emoțiile, după am biruit și cu operația, am biruit și cu tensiunea. În sfârșit am mai luat tratamentul, l-am luat, că trebuia să pentru carnea asta, dar eu știam că vindecarea vine de la Domnul. Și după toată lucrarea asta, Domnul mă trimite să-mi dau proba. Examenul, ce credeți că se scapă așa? Mă cheamă ăștia pentru 3 luni să o locuiesc pe o soră, că trebuie, că nu mai putea să stea aia, trebuia să mă duc în locul ei. Și am zis, Doamne, ce fac? Mai mă duc eu acolo? Mai mă întorc eu acolo? Nu mai mă duc, te duci, pentru că trebuie să biruiești acolo. Unde a vrut să-ți ia viața, trebuie să biruiești acel lucru. Teama de moarte, trebuie să biruiești Duhul care a dus în spământ. M-am dus. 3 luni am găbit, Doamne. Pe 2 săptămâni m-am dus acolo la ora 10 noaptea, până la 2-4 ore a durat, s-a prezentat palpitații, emoții și n-am primit. Nu primesc. N-am venit aici ca să mă duc la urgență, n-am venit aici. Dacă Domnul m-a trimis, a știu că pot. Și să vedeți, satana ce șiret a fost, că prin respectiva care m-a dus la urgență, fica babei, a zis, vezi să-ți iei la tine dosarul cu toate alea când vii, care ai fost, când ți-a fost rău, că dacă e ceva și trebuie să duci la urgență, să ai toate alea la tine. Să o vedeți. Și m-a dus la sertar să le iau, cum a zis ea, că era un sfat, vezi, Doamne, și până zic, nu, ce fac eu? Nu iau nimica. Că eu nu mă duc la urgență acolo, nu o să ajung la urgență.
Dacă Domnul dă, eu nu mă duc la urgență. Și a fost bine. Și am biruit, am luat test. Și am biruit. Să vii să fie Domnul. Amin. Dar după toate astea, când am crezut că am scăpat de toate, și toate astea, s-a întâmplat încercarea cu soțul meu, care era tot acolo. Și vreau să vă spun că în momentele cele mai dificile din viață, Dumnezeu le dă o ungere deosebită în omul din omul. O pace care trece orice pricepere. Că aici o altă lucrare și nu mă va gândi aici foarte mult și foarte greu de înțeles, pentru cine a trecut. Și Dumnezeu m-a ținut în picioare, mă spune Pavel, nu mai la sare de mine, chiar n-am avut pe nimeni care să mă întărească în domeniul spiritual. Și am trecut-o și pe asta. După un infarct, după toate astea, să rămâi în picioare, să-ți moară soțul, să rămâi în picioare și să n-ai la moartea soțului tău o stare de vomă, o stare de emoție, să n-ai o durere de cap, să nu urli, să nu prinzi, să nu te zbuci, să n-ai nimic decât o pace care trece orice pricepere. Adevărat, am trecut mare rău și dincolo. Am acceptat voia lui Dumnezeu, am zis, Doamne, dacă Tu m-ai înștiințat de mult, n-am crezut că acum o să fie. Dar dacă Tu mi-ai spus și am știut, asta e voia Ta, mi-am zis atâta. Mă iubești cu gelozie, îți mulțumesc că mă iubești, mă vrei pentru Tine. Acum că mi l-ai luat, zic, va trebui să umpli gol, să-mi umpli gol. Și după să mi-a zis, nu numai gol, ci toată viața, pentru că Iisus te iubește mai mult decât te-a iubit omul. Și iată-mă aici în mijlocul vostru, mă bucur astăzi, mulțumesc Dumnezeu că El m-a pus cuvinte în ură, că nu sunt eu așa bună să fac mărturisit, dar de ani în urmă mi-a cerut să mărturisesc lucrarea credinței biserici, pentru că sunt foarte mult bolnav în poporul lui Dumnezeu și nu mai au acea credință de vindecare. A, și încă un lucru după ce să spun, în urma traumei cu soțul meu, fiica mea a rămas traumatizată, că soțul meu a murit în casă, cu inima a plesnit aorta, a avut chiar de sânge, a plesnit pe loc și a murit pe loc. Și a rămas traumatizată că eu având un infarct, dacă mori, gază singură. Și m-a luat obligatoriu, mergi la Craiova cu mine, mergi la cardiolog să te văd pentru liniștea mea. Mai eu nu mai am nimic, ca să-mi vine, mergi cu mine. Și m-a dus. Când mă duc acolo, îi spun doctorul tot prin ce am trecut, că gândea că ești o pacientă, cine știe cum. Tot mă pune și mă vede, zice, lumea ta n-ai făcut niciodată infarct. N-ai făcut niciun infarct. Zice, pentru că nu e nicio, s-ar vede o cicatrice pe inima, rămâne un semn. Cine face un infarct, rămâne, rămâne cicatricea pe SMS. Dumneata n-ai nimic. Și nu ai făcut. Să-mi aduci mie alea din Italia să văd că eu cred că au greșit aia. Și am zis, domnule, realitatea e că ei n-au greșit. Adevărul este că a fost, dar Dumnezeu m-a vindecat. Pentru niște fiicei mele care să înțeleagă, spuneți-i că n-am nimic. Ce 99% inima dumitale e sănătoasă, o singură varvă care o știu din tinerețe, din stânga, care are un suflu acolo, așa, un pic, nu, deci nu trebuie să fac efortul mare și asta, stau atentă totuși. Și am zis, asta, Domnul știe de ea și de varvă aia, când a pus-o știe și de mine. Și atunci să știți că trebuie să rămâneți tari în credință când? În momentul încercării. Că așa zice, dacă rămâneți în mine, când? Când vine încercarea. Tot timpul, dar atunci, că atunci dacă te sperii, zici, cred că a venit acum, ultima vreme, niște dureri de cap s-au prezentat, foarte ciudat. Asta e lupta, că stai în spărtură, te rogi pentru alții. Și a venit vrăjmașul, dar voi face vă tumoare, că e virusul ăla în forță. Și după aia a făcut la cap și zic, dacă am tumoare, că mă doare capul așa pe mine, mă duc cap. Ustra-te, Domnul, zic, Domnul, să te mută, nu primezi nimic ce tumoare. Bolile mele le-a luat Dumnezeu la cruce, Domnul. Și astăzi a fost o cuvânt în adunare, ca Domnul să vindece rana fiicei Sionului. Perioada din Italia, în urma unui post, slăvit să fie Domnul, mi-a arătat Domnul că trupul meu aveam o rană. Aici aveam o rană. Deschisă. Și am zis, Doamne, eu nu știam că am rana asta pe trupul meu. Și Domnul a zis, rana aceasta, deci este în trupul meu, nu e în trupul tău. Pentru cei care fie Domnul, care îmi fac voia mea. Și astăzi Domnul mi-a să aminte această lucrare, când Florin a zis, că Domnul să ne rugăm ca Domnul să vindece rana fiicei Sionului. Și mi-a adus aminte că iată că în trupul Domnului este această rană, care e deschisă, care încă nu era închisă, pentru cei care nu fac voia Domnului. Pentru cei care nu mai vor să nască copii, nu copii firești, nici copii spirituali nu mai vor, adică nu caută folosul lucrării lui Dumnezeu. Și pentru că abdomenul și lucrarea de aici reprezintă nu rodul pântecelui, deci nașterea de copii. Fie spiritual, fie pământești. Această rană era, este în trupul Domnului Iisus. Deci vindecare o face Domnul, dar noi trebuie să avem credință. Domnul, dați-mi să fie Domnul. Am făcut această mărturisire, să-i slavă la Domnul.
Nu prea vă putem măturisi așa lungi, dar sper că nu v-am plictisit, Domnul să vă tărească. Și în momentele grele, aduceți-vă aminte de Dumnezeu, de El, necredincios. Amin. Abonează-te chiar acum! Abonează-te chiar acum!